Relansată în anul 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit în 10 ani un jucător de notorietate pe piața auto europeană. În 2013, vânzările Dacia au înregistrat o creștere de circa 20%. Cel mai bine vândut model a rămas Logan, urmat de Sandero, Duster și Dokker. Dealerul de la Giurgiu a vândut aproape 250 de mașini, în creștere cu circa 70% față de anul 2012. Față de anul 2012, vânzările în 2013 au crescut, s-au vândut peste 200, între 240-250 de mașini. Creșterea a fost în special pe persoane juridice. Mașinile vândute către persoanele juridice au fost Sandero Stepway, Dacia Duster, sau noua Dacia Duster. Pentru persoanele fizice s-au vândut mașini prin programul Rabla, care se pare că va funcționa și în anul 2014. Foarte important este faptul că producătorul a reușit să-și sporească volumul vânzărilor cu peste 12% și în România. Este adevărat, grosul vânzărilor este asigurat de flotele livrate către companii, care reprezintă 77% din vânzările totale, dar și în domeniul persoanelor fizice s-a înregistrat o creștere îmbucurătoare de 11%. Preferă persoanele juridice datorită preț calitate, costurile de întreținere mult mai mici față de ceilalți producători, de concurența Daciei. Succesul pe care Dacia l-a înregistrat în 2013 și bunele perspective pe care le are în acest an îi fac pe cei de la Dacia să adopte și o politică de înnoire a rețelei comerciale, ceea ce înseamnă noi standarde, servicii și prestații pentru clienții mărcii.